Arăt super. Nu știu câte kilograme am, mă simt foarte bine pielea mea, nu am nevoie să știu câte kilograme am, atâta timp când găsesc haine și se asortează super bine pe mine. Cred că asta, în primul rând, sunt sănătoasă, tun, da? Da. Sunt foarte bine, nu știu, în jur de 40, cred, cam așa. Ții o anumită dietă? Nu, mănânc orice, oricând, la orice oră. Cu tot cu dulciuri? Preferatele mele. Ai menționat la un moment dat de haine. De unde? Îți cumpere din anumite magazine hainele sau ți le faci la comandă? De exemplu, Ami își are o anumită stilistă, o anumită croitoreasă care își face ținutele pe corpul ei. Nu, nu pe asta mă bazez. Nu ajut cu nimic oamenii care se uită la mine să-mi fac haine pe mărimea mea și ei să nu le poată cumpăra. Nu-i ajut. Absolut deloc. Și atunci merg la magazinele din mall și mi le cumpăr de acolo. Clar, atunci când vreau ceva specific, colaborez cu un brand care face în special pe mărimea mea și toate acele haine se pot vinde mai departe pe alte mărimi, clar. Am înțeles. Cum este să ai un succes atât de mare în mediul online? Nu știu dacă am un succes, sincer. Nu l-aș numi neapărat succes, este... Cred munca pe care o depun eu, probabil succesul o să-l văd cam în câțiva ani, zic eu, dar sunt foarte recunoscătoare pentru oamenii care, pe care i-am alături de mine și care se ocupă de mine și sunt foarte recunoscătoare de faptul că am muncit foarte mult în perioada asta ca să, nu știu, să mă dezvolt. Când spui muncă, la ce te referi mai exact? 10, 12 ore, 5 ore, ce înseamnă? Pentru fiecare munca este diferită. Munca înseamnă 24 din 24. Așa. Dar nu mai dormi? Asta mă întreabă și piarița mea, da, mai dormi? Da, ce mai faci? Nu, mă simt bine. Eu mă simt bine, eu dacă nu fac ceva, sincer, am impresia că nu trăiesc, că nu mă aud de lumea, că nu mă vede, că nu transmit ceva. Îmi place super mult să creez conținut. Și asta e viața mea, practic. Spune-mi de unde îți vin ideile pentru conținut. Internetul este plin de idei, sincer. Nu știu, filmele, muzica pe care o ascult, trendurile care apar, practic astea sunt, în general, ideile de mele. Știu că ai o relație specială cu mama ta. Ce mai face? Mama e super bine. A lansat și ea o piesă de curând. Despre părinți, despre casa noastră de la țară, pentru bunei noștri care nu, bunei mei care nu mai sunt în viață. Și e și ea plină acum cu munca, cu toate alea, cu lansarea. Și suntem așa, o familie de creatori, să zic așa. Cât de fericită ești tu pe plan amoros? Pentru că ești frumoasă, ești cunoscută în mediul online, spune-mi un pic. Ai pe cineva în momentul de față? Sunt foarte fericită în momentul de față, pentru că mă am pe mine. Sunt mai fericită decât am fost vreodată în viața asta, timp de 28 de ani. Sunt foarte recunoscătoare pentru tot ce am eu. Sincer, vă zic din tot sufletul, sunt foarte împlinită și sunt exact acolo unde îmi doresc să fiu, la nivelul în care sunt. Nu am nevoie de nimeni în momentul de față, pentru că nu simt că am timp să investesc în ceva sau în cineva și atunci timpul pe care îl am, îl investesc în mine, clar. Ai fost dezamăgită în trecut de cineva, de nu-ți mai dorești, văd că cu vehemență, nu mai doresc cariera. Nu e vorba că nu-mi doresc, clar îmi doresc pe cineva în viața mea, dar în momentul de față investesc foarte mult timp în mine și nu am puterea să investesc și în altcineva. Și doi la mână, ești dezamăgit atunci când ai niște așteptări. Eu nu am avut așteptări, deci nu am fost dezamăgită, doar că relația mea s-a încheiat pentru că așa trebuia să se întâmple. Cred că asta a fost cea mai bună decizie pe care am putut să o iau în momentul ăla și asta e. Cum trebuie să arate viitorul partener pentru tine? Pentru mine să fie foarte iubitor și să-și dorească o familie, nu știu, și să împartă aceleași valori pe care le am și eu. Ce valori ai? Primele trei. Primele trei, în primul rând să-și dorească copii, doi la mână familia să fie pe primul loc și trei la mână să fie cât mai multă iubire, pace și nu știu, și să fim mereu în armonie. Probabil cred că chestiile astea sentimentale îmi lipsesc mie mereu. Știu că tu ai fost implicată până nu demult, până anul trecut, într-o relație amoroasă cu un medic?
ce s-a mai întâmplat. Știu că s-a terminat oarecum cu nu prea ok, nu? Cu avocați. Păi, relația asta a terminat acum 2 ani în urmă. 2 ani, a, așa. Și cam atât. Și ce s-a mai întâmplat? Cum s-a concretizat? Nu mai ții legătura cu el printr-un mesaj, măcar? No, unele persoane rămân și eu prieteni. Eu de atunci am mai fost într-o altă relație. Așa. Oamenii mai au alte relații. Mi se pare că în momentul ăsta... cred că mai au alte relații, dar mai rămân și prieteni. Da, în momentul ăsta cred că este foarte importantă cariera mea și nu fostele relații.